Valea Jiului se pregătește să facă tranziția de la extracția de huilă spre alte industrii și activități care nu sunt generatoare de poluare. Numai pentru Valea Jiului sunt disponibile 180 de milioane de euro în exercițiul financiar viitor, doar din fondul tranziției juste. Nu sunt însă axe de finanțare pe tranziția justă, pentru investiții în turism. Cu toate acestea, turismul a fost văzut mereu ca o alternativă la minerit. Valea Jiului se pregătește să facă tranziția de la extracția de huilă spre alte industrii și activități care nu sunt generatoare de poluare. Dar cu ce bani? Stațiunea Parâng este de interes național, iar straja de interes local. Pasul Vulcan ar putea deveni până la finalul acestui an împreună cu municipiul Vulcan stațiune de interes local. Toate sunt stațiuni montane atractive, în special iarna, și toate ar avea nevoie de sume importante de bani pentru pârtii, instalații de transport pe cablu și legarea stațiunii straja cu cea din Pasul Vulcan. Primarul municipiului Petroșani a participat săptămâna trecută la Comitetul European al Regiunilor și a pledat pentru alocarea de fonduri pentru turism prin intermediul Just Transition. Just Transition sigur nu finanțează în acest moment axa aceasta de turism. Explicațiile sunt mai multe. Eu vreau să precizez că am susținut la Bruxelles această chestiune de a finanța și turismul, pentru că din experiența mea și a celorlalți colegi primari din Valea Jiului, turismul în ultimii 30 de ani a fost poate singurul domeniu care a reușit să preia o serie întreagă de activități și să poată cumva să fie o soluție, nu 100% să înlocuiască mineritul, dar o soluție în acest sens. Atât pentru autoritățile locale, cât și pentru agenții economici, trebuie să există această finanțare și pe Just Transition, a declarat pentru Gazeta de Dimineață Tiberiu Iacobriții, primarul municipiului Petroșani. Marile investiții în turism, pe fonduri locale ori private, au cam lipsit în ultimii ani. În afara unor telescaune montate în Straja și Parâng, infrastructura turistică din Valea Jiului a suferit din cauza lipsei alocării de fonduri. Asta deși cele două stațiuni montane sunt cuprinse în planurile naționale de dezvoltare a turismului. Numai proiectul domeniului schiabil Parâng depășește 60 de milioane de euro, iar din acesta s-a realizat doar un telescaun, lacul de acumulare pentru zăpadă artificială și s-au achiziționat și ratracuri.